poate fi mâncare ieftină delicioasă? Îți propunem să găsim răspunsul împreună, iar la asta ne va ajuta Multidufan. Începem chiar acum! Ce căpșunică minusculă! Nu la asta mă așteptam! Da, porția ta e o mare dezamăgire, Mary, mai ales în comparație cu a mea. Voi ați mai văzut vreodată atâta aur? E incredibil! Am prins jackpot-ul! Sunt sigură că e o greșeală! Ne-au încurcat porțiile! Ba nu! Trucul ăsta nu merge cu mine! Nu trebuie să mă iei de proastă! Ce mai? Trebuie să găsesc altă cale! Și am o idee! Îi voi adăuga căpșunicii mele niște frișcă! Sunt convinsă că va avea un complet alt gust! Cât de mare s-a făcut! E cu totul altceva! Deja nu mai arată așa sărăcăcios! Nu refuz-o în fulec! Trebuie să fie gustoasă! Urați-mi poftă bună! Ce bună e frișca! Planul meu a funcționat! Mary, te murdărești pe față! Credeți-mă, merită! Căpșunica cu frișcă e o adevărată operă de artă culinară! Dar oricum ar trebui să te speli! Cât timp tu îți revii, eu încep! Era și timpul, Kate! Miroase delicios! Sper să fie coaptă și dulce! Oh, ce zemoasă e! De înaltă clasă! Vreau să continui! E greu să refuze așa ceva! Nu m-aș fi gândit niciodată că un fruct de argint poate fi așa delicios! Și ce bine că am o porție atât de mare! Le ador! Haide mai repede, Kate! Nici eu nu mai am răbdare să-mi gust porția! Bine, așa să fie! Încerc să mă grăbesc puțin! E ultima căpșunică! Priviți-mi buzele! Parcă te-ai fi dat cu ruși de argint! Tare! Ce culoare ieftină! Nu ai de ce să te minunezi așa, Emma! Ești doar invidioasă, Mary! Fetelor, nu vă certați! Haideți mai bine să privim spre căpșunica mea! Nu știu din ce parte să încep! Voi încerca de aici! Au! Dinții mei! Nu credeam că va fi așa de tare! Ce coșmar! Cred că mi-am sclândit maxilarul! Nu, doar un dinte! Nu voi mai repeta greșelile! De data asta mă voi folosi de instrumente! Așa, să vedem ce avem aici! Cred că asta se potrivește de minune! Voi desface nuca asta încăpățânată! Mai întâi trebuie să înlătur pietricelele! Uite așa! Nu-mi iese rău deloc! Acum nu mă va mai deranja nimic! Timpul să trec la al doilea punct din plan! Urați-mi noroc! Ce crezi că face Emma? E foarte mult zgomot! Ajunge! Scuze, era nevoie să-mi repar dintele! Ce strălucitor e! Închide rapid gura, te rog! Mă scuzați, nu mă gândeam că va străluci așa tare! Și unde e mâncarea noastră? Nu e frumos să lași domnișoarele să aștepte! Cine e aici? Ce vă trebuie de la mine? O, ce băiat drăguț! Bella, am o mică surpriză pentru tine! Acceptă acest inel! Nici nu știu! Fie! Așa să fie! E minunat! Uite, Suzy! Nu vreau să te întristez, dar nu e o piatră prețioasă, e o replică! Cum poți spune așa ceva? Asta e doar invidie! Recunoaște! Bella, nu are preț! Wow! Și miroase delicios! Vezi? Emei i-a plăcut! Uită-te! Ea doar voia să-l mănânce! Ce crezi că face Emma? De ce îmi lingi inelul? Iac! Ce scârboșenie! Scuze, nu m-am putut abține! Mirosul ăsta m-a înnebunit! Oh, nu! Bella! Cum ai putut arunca inelul? Ăsta e finalul! Inima mea e frântă! Și a mea? Pentru că eu voiam un diamant! Ce haioasă ești, Bella! Gata cu teatrul! Mi s-a părut mie sau e cineva aici? Măi, guliță! La o parte! Pleacă imediat! Suzy, sunt de mult îndrăgostit de tine! În sfârșit a venit timpul să-ți mărturisesc! Vreau să-ți dăruiesc inelul ăsta desenat! Acum va fi mereu cu tine! What? Nu mă mai împunge cu mătura asta amărâtă! Am nevoie urgentă de ajutor! Faza! Rapid! Aici! Luați-l din încăpere! Și cum rămâne cu sărutul, Suzy? Trebuie să-mi pun rapid mânuși! Să ascund neobrăzarea asta! Prințesa mea! Unde ești? Vin la tine!
O, câte fete! Dar eu am nevoie doar de una! Sunt convinsă că se referă la mine! Poftim? Desigur că prințul a venit la mine! Am găsit-o! Uite-o! Prințesa mea! Vorbești despre mine? Serios? Desigur, Emma! Te-am căutat toată viața! E cumva un inel scump? Ciupiți-mă! Să fie oare un vis? Desigur că nu, prostuțo! Inelul ăsta e acum al tău! Nu se poate! Nici nu visam la una ca asta! Ce prostie mai e și asta! Trebuie să fie o greșeală! Dă-mi inelul! Tu nu știi să ai grijă de așa ceva! Trebuie să inspir adânc! Un moment! Unde-mi e inelul? Dă-i drumul, Bella! Câte steluțe colorate! Vai, scuze, nu voiam să lovesc! Ține inelul, Suzy! Ați ruinat totul! Ce bine că mi-ați dat măcar inelul înapoi! Trebuie să mi-l pun urgent! Wow, de data asta gustările sunt sub capace! Ce misterios! Îmi place asta! Iac! Dar nu mă gândeam că îi se poate ascunde o așa oribilitate! Nu pot privi spre peștele ăsta! Mănâncă-l mai repede! Ai nebunit, Suzy? Nu-l voi băga în gură pentru nimic în lume! Nu mă ruga! E respingător! Ai altă variantă? Da, îi voi cere ajutorul ospătarului! Vă rog, mâncați peștele ăsta! Sincer, miroase și arată îngrozitor! Dar pentru dumneavoastră sunt gata să o fac! Nu înțeleg de ce nu vă place mâncarea! Eu zic că arată apetisant! Bravo, Bella! Știam că ești o trișoare, dar nici chiar așa! Mă uimești! Bravo! Pentru asta meritați o recompensă! Poftiți! Țineți! Mulțumesc! Asta compensează chinul! Ce mai? Să vedem ce se ascunde sub capacul meu! Niște tacâmuri unice! Dar nu înțeleg ce să fac cu ele! Oh, un grătar de pește! Minunat! Mulțumesc, arată foarte apetisant! Acum mă voi folosi de tacâmuri! Dumnezeule, ce pește fraged! E clar că bucătarul s-a străduit! Timpul să trimitem bucățica asta în gură până nu se răcește! Dumnezeule, e incredibil! Sunt gata să-l mănânc pe tot! Până la ultimul oscior! La naiba cu manierele! E timpul să fiu o fată rea! Ce coșmar! Nu aș fi crezut niciodată că eleganta și manierata noastră Suzy se va comporta așa! Puteți lua farfuria! A fost delicios! Propun să trecem mai departe! Nu-mi cred ochilor! Ce mai e și asta? Nu voi mânca un pește viu? Nici să nu-mi cereți asta! Asta e regula! Gustă! Dar mi-e milă de el! Un moment! M-am gândit la ceva! Fie! Dacă mă obligați, așa să fie! O voi face! Nu credeam că se va pune de acord! Nu pot privi la una ca asta! Și chiar că e o priveliște oribilă! Știam eu că nu vor rezista! Vino aici, peștișorule auriu! Te voi salva! Așteaptă puțin și îți vom găsi numai decât un acvariu! Uite! L-a înghițit deja! Să știți că a fost delicios! Ce coșmar! Acum putem spune cu încredere că gustul mâncării nu mereu depinde de preț. Experimentează și sigur vei da de ceva interesant! Și aici ne luăm rămas bun! Pe curând!